Salutare și bine te-am găsit, sunt Mihai de la iTrade Hub pentru cei care nu mă cunosc, iar în această înregistrare voi face o scurtă analiză tehnică pe petrol. În urmă cu 2 săptămâni, dacă vă uitați la înregistrările sau la videoclipurile publicate pe canal, am spus, eram exact în această poziție și spuneam în acea înregistrare că mă aștept ca prețul să reacționeze. Unul dintre planurile de tranzacționare era ca pe străpungerea acestei linii de suport să intru cu o tranzacție de sell cu un target de profit în zona suportului de la 72. Lucru care s-a și întâmplat. Ce urmăresc acum și care este planul pe care vreau să-l fac este tot cu o tranzacție de vânzare și normal mă aștept ca această corecție care a început să se termine. Dacă trasăm un Fibonacci, haide să punem un Fibonacci retracement, observăm că avem câteva zone. O primă zonă ar fi, de fapt, acum este în zona 50 Fibonacci, care 50 nu este o linie Fibonacci, dar prețul mă aștept să ajungă până în 61 cu 8 Fibonacci sau fie în rezistența de la 78 cu 6 Fibonacci. De asta am și pus această linie, este linia mediană a corecției. Ca să revin, 2 secunde, am spus acum 2 săptămâni că avem această mișcare corectivă, targetul de profit a fost duplicarea acestei mișcări și avem această linie mediană a mișcării laterale. Prin urmare, mă aștept să am o corecție fie până în 61 cu 8, fie până în rezistența de la 83, deci 61 cu Fibonacci, fie mai mult, 78 cu 6 și să deschid o tranzacție de sell. Vreau să am însă cât mai multe confirmări. Cea mai importantă confirmare sau moment de intrare este atunci când pe daily, unde sunt acum, se va forma o divergență ascunsă bearish, deci de scădere. Este un lucru de care am mare nevoie pentru a avea confirmarea de a intra într-o tranzacție de sell. Alte confirmări le aștept pe time frame-uri mai mici. Haideți să mergem pe H4. Și anume ar fi divergențe pe maxime. Avem deja una, dar mi-este teamă că se va infirma, deci aștept o altă divergență. Prețul poate să facă mai multe valuri de divergență. Fie pe H1, tot așa să văd o confirmare cu o divergență. Acum am aici pe aceste maxime și mă aștept ca și aceasta să se infirme. Dacă aș trasa o linie de trend ascendent pe time frame-urile mici, deci este o linie de contratrend, nu cred că se pune problema să aștept o străpungere a acestei linii de contratrend, o retestare și apoi să intru într-o tranzacție de sell, deoarece targetul de profit, primul target de profit care este în zona ultimului minim, ar fi prea puțin în raport cu stop loss-ul sau raportul de risc profit, din punctul meu de vedere, nu este avantajos pentru mine. Prin urmare, sau ca o concluzie, aș vrea să intru anticipativ, aș vrea să intru cât mai de sus. Mă gândesc chiar să pun un ordin în așteptare, un sell limit. Dar aceste confirmări, divergențe bearish și pe time frame-urile mici și pe un time frame mai mare, pe daily, să revenim la graficul daily. În momentul în care această divergență se va forma și își va forma, va începe să-și producă efectul, pentru mine va fi momentul de intrare într-o tranzacție de vânzare. Da?
am această zonă importantă de rezistență. Deci până atunci mai mă aștept ca prețul să stea în această zonă, în această corecție. Invalidarea scenariului și planului de tranzacționare de vânzare este dacă prețul îmi străpunge rezistența de la acest nivel, de la 84, să zic, da? 83-78, deci din apropierea acestui maxim, dacă prețul ajunge, pentru mine este o invalidare, nu voi căuta tranzacții de cumpărare decât după ce voi reface planul. Deci aceasta este zona de invalidare și chiar dacă prețul trece de ultimul maxim, de ultimele maxime, nu aș reface planul și aș intra într-o tranzacție de cumpărare. Cam atât, nu uitați de linkul din descrierea acestui video și ca de obicei, urarea mea cu tranzacții fericite!